Servus, dragii mei, eu sunt Alex Cosma și astăzi o să punem în revistă ce s-a întâmplat în ultima săptămână important în lumea tehnologiei. Un fel de doza IT pe care Mikey Hash nu mai poate să o facă. Haideți să începem. Am vorbit cu el despre treaba asta, mi-a zis că îi lua mult prea mult timp, îl costa mult și a renunțat la ea. Nu spun că e ușor, știți că am ediții rare, dar săptămâna asta Google a reușit să șteargă toate datele de browser de la toți utilizatori din cauza unui bug, în afară de datele de pe site-urile deținute de Google. Yay! Desigur, asta s-a întâmplat doar dacă utilizai Chrome, eu folosesc Safari, așa că nu am știut până să nu citesc de treaba asta. Spuneți în secțiunea de comentarii cât de fan a fost când v-ați trezit fără date salvate. Gândacul a apărut în Chrome după ce Google, încercând să-și securizeze și să meargă mai mult spre privatețea Chrome-ului, a implementat cod care trebuia să curețe Chrome-ul de cookie-uri și date din browser. Din păcate, acel cod a șters datele de browser ale tuturor site-urilor în afară de cele ale lui Google. Eroarea în Chrome a fost observată de un dezvoltator iOS după ce a încercat să șteargă toate cookie-urile și datele site-urilor de pe toate site-urile pe care avea pe Chrome, văzând că funcționează în afară de site-urile Google. A experimentat și a observat că site-urile deținute de Google șterge cookie-urile dacă ieși de pe ele, dar păstrează date locale. Cookie-urile sunt cele care te urmăresc și îți urmăresc preferințele pe mai multe site-uri. Datele locale sunt cele care, atunci când te-ai logat, reinstaurează unele din opțiunile tale anterioare. Dacă Chrome ar fi fost deținut tot de Google, asta ar fi însemnat ceva prin ștergerea cookie-urilor, dar Google păstrează mai departe datele privind la telefon sau la dispozitiv, locația prin GPS. Dacă vrei să nu-ți păstrezi aceste site-uri cookie-urile, trebuie să intri în secțiunea prin care debifezi salvarea cookie-urilor de pe Google și YouTube, de exemplu. Sau să adaugi www.youtube.com sau www.google.com pe lista site-urilor pentru care să nu salveze dispozitivul tău cookie-uri niciodată. Și asta pentru că, momentan, butonul de curățare a cookie-urilor se pare că nu funcționează. Ești urmărit în continuare. Această urmărire nu se știe de câtă vreme durează, totuși Google este faimos pentru ignorarea cerințelor utilizatorului, de exemplu, ani de zile. Chiar dacă selectai faptul că nu vrei să fii urmărit, Google tot înregistra datele cu privire la tine atunci când foloseai Google Maps. Google a fost dat chiar în iulie anul acesta în judecată pentru acest lucru, pentru că încălca propriul său set de reguli. Spunea că nu o face, dar a fost demonstrat că urmărea oameni. Și când nici măcar Google nu-și înțelege setul de termeni și condiții, eu pierzând în fiecare zi două clipuri pierd pe zi, fiind interzise sub 18 ani, am acoperit statuete care erau nude. Le-am acoperit cu totul și Google mi-a spus: degeaba l-acoperi dacă ele în sine sunt nud. Google, eu înțeleg că tu ești un program în spate, dar noi toți suntem nud sub haine. Eu sunt nud, trebuie să știi, eu sunt nud în acest moment sub haine. Interzimi acest clip sub 18 ani pentru că eu în fond sunt nud. Nud m-am născut. Nud o să fiu după ce șoarcii, șobolanii, viermii o să mănânce hainele. Un mic secret, toți suntem nud sub ceea ce ne acoperă. Dacă într-un clip am acoperit nudimea, nu mi interzice sub 18 ani pentru că esențial acea poză este nud. Mergem mai departe. Cu siguranță ați auzit de GMC Hummer. Poate nu GMC, dar Hummer cu siguranță. Am avut Hummer H1, un model care a fost făcut după cel care era pentru armata americană, în mod special pentru Arnold Schwarzenegger, pentru că, na, nu poți să fii mai badass decât atât, având un Hummer pentru tine personal, a avut Hummer. După aceea a ieșit H1 pentru public, H2 pentru public, H3 a fost o glumă. Bine, și H2 a fost aiurea, dar H3 a pus ultimul cui în sicriul companiei. În 2008 a dat faliment varianta sau s-a încetat producerea Hummer-ului, pentru că eram în plină recesiune, iar mașina asta consumă 30% într-o zi veselă. Este inconfortabilă, nu are prea mult spațiu, nu este foarte rapidă, a mers într-un H3, bleh, nașpa mașină. Avea, desigur, GPL, că altfel n-aveai cu cine. În fine, marți, în ciuda judecății mele, care în mod normal este mai bună, asta până la 3 dimineața. La 3 dimineața, bine, am randat, am făcut și alte lucruri între timp, dar oricum, am lungit-o măcar o oră să prind la 3 dimineața lansarea noului Hummer electric. Desigur, există un Hummer electric deja, este o mașină pentru copii de la vârsta de 14 ani în sus, este micuță, poate să fie condusă fără carne sau doar cu o licență. Este licențiată mașina în sine, grila frontală și numele de către o companie chineză care face Hummer-ul, nu este GMC Hummer, este Hummer cu licență. O mașină mult mai bună decât GMC Hummer care tocmai a ieșit.
În pozele dinaintea lansării s-a spus tot ce a fost în lansare. Lansarea a durat 5 minute și a fost doar o reclamă. Înainte de lansare se discuta despre prețul probabil undeva la $20,000 a unui Hummer electric. Desigur, Hummerul electric, și aici e posibil să închideți clipul așa cum am făcut și eu, pornește, de fapt, nu ni s-a spus în prezentare, a trebuit să intrăm pe site să ne speriem, dar era live și au zis alți oameni, pornește de la $80,000 și ajunge la $120,000. Pentru acești bani are autonomie de 500 de km, are 1000 de cai putere, ajunge în aproximativ 3 secunde la 100, dar e un Hummer. Poate să-și miște roțile și cele din față și din spate în unghi ca să aibă modul crawl, să meargă lateral în caz de spațiu îngust între stânci pe unde trebuie să mergi și ai noroc să-i mergi fix unghiul ăla. Există 3 variante de la acest Hummer, de la 80 la $120,000, cu autonomie mai puțină de la 350 de km și cai putere mai puțin, 750 mai puțin, până la 1000 și 3 secunde accelerația. Mașina poate să-și dea jos ușile, acoperișul, arată interesant, dar nu știu, dacă ai banii aceia, mai bine ții un Audi, un Mercedes, o Tesla, nu Hummer, nu cred că o să-și nimerească Audi, nu cred. În același timp, producătorul auto Dacia a lansat în sfârșit Dacia Spring. Anul trecut de-abia așteptam să iasă Dacia Spring pentru prețul care trebuia să iasă, prețul care se preconiza să fie același pentru care vinde Renault Kadett în China, undeva la 7.000 de euro. În România, desigur, a ajuns Dacia Spring la 17.000 de euro, pentru că avem acei 10.000 de euro pe care statul îi taie și ajunge undeva la 7.000 de euro o mașină care are autonomie de 220 de km în condițiile testate în laborator, probabil pentru că are o baterie utilă de doar 22 de kWh, ceea ce la primul up însemna 100 de km. Așteptările cu privire la această mașină mai aproape de 150 de km sunt date de puterea mașinii. Aceasta este limitată la viteza de 100 de km pe oră și are doar 45 de cai putere. Mai sunt alte mașini electrice care au puterea limitată la 45 de cai putere pentru uz normal, dar ea putând să aibă puseuri până la 83 de cai putere. Nu se aplică, din păcate, în cazul Dacia Spring. Dacă s-ar fi aplicat, ar fi ajuns la viteza de 130 de km la oră. În condițiile în care mașina poate să ajungă doar până la 100 de km la oră și ea costă 19.000 de euro în realitate dacă vrei să pui niște opțiuni pe ea, această mașină nu are nici cea mai mică șansă de vreo urmă de succes în România în fața lui Volkswagen Up, care are autonomie reală de 190-200 de km pentru că are o baterie de 33-34 de kW, adică aproape cu 50% mai mare decât la Dacia Spring, are 83 de cai putere și același volum interior. Nu este ridicată și nu arată mini SUV, dar este un pic mai lungă, are 3,60 m în loc de 3,40 m ai Dacia Spring și poate să ajungă până la 135 la oră. Nu știu, 19.000 de euro, cu 19.000 de euro îți iei un Golf electric model 2018 cu 35 de kWh bateria care te duce 190 de km și te duce la 150-160 la oră în confort. Mașină normală de familie și trebuie să fim sinceri, 190 de km îți ajunge. Se încarcă în 20 de minute încă 100 de km dacă vrei să mergi mai departe, dar în rest ești ok. Pentru viața de mers până la oraș și înapoi dacă stai la țară, dacă faci naveta, dacă mergi până la mare, până la munte, depinde unde stai. Am un prieten care avea un Zoe 22 de kWh, făcea Făgăraș, Chișinău, pentru că acolo era familia soției sale, Servus Bors, se poate, 22 de kW. Osiris Rex al lui NASA tocmai a avut contact cu un asteroid. Osiris Rex este prescurtarea de la Origin Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer. Această navă exploratoare se va întoarce înapoi pe Pământ în 2023. Ea este prima navă care a reușit să-și întindă brațul, robotic în acest caz, pe un asteroid și suflând azot pentru a mișca particulele, a avut contact pentru 5 secunde cu asteroidul în speranța ca prin tubul din brațul acestuia să reușească să strângă particule pe care se le aducă pe Pământ și pe care oamenii de știință să le studieze pentru a înțelege mai bine Universul. Asteroidul sub numele Bennu este la o distanță de 321 de milioane de kilometri de Pământ, avem înregistrat evenimentul numit Touch and Go, TAG, iar în martie 2021, pentru că atunci vor fi condițiile propice, încărcătura acestuia, dacă oamenii de știință vor calcula că s-a strâns destul material,
va începe să se întoarcă înapoi pe Pământ. Dacă nu, în martie 2021 se va întoarce înspre asteroid să mai încerce încă o dată. Nu pleacă din zonă. Brațul lui Osiris-Rex are 3 metri jumătate. Procesul a fost lung și făcut de la distanță. I-a luat o oră să se apropie la o distanță de 125 de metri față de asteroid. A ajuns la acea altitudine, a început să-și caute locul de aterizare numit Nightingale. Pentru 10 minute și-a încetinit coborârea, urmate de 11 minute în care a trebuit să egaleze rotația asteroidului și să se ferească de un bolovan de înălțimea unui bloc cu 11 etaje numit Muntele Doom. A aterizat în Nightingale, unde este un spațiu mic unde ar putea să stea câteva mașini. Spațiile de genul unde ar putea să asolizeze ceva sunt rare în general în spațiu. Această colectare de date este după 10 ani de cercetări și oamenii de știință sunt bucuroși măcar că au reușit să ajungă și să plece de acolo. Urmează să-și dea seama dacă au și luat ceva semnificativ. Tot în spațiu se lucrează la descoperirea mai departe a materiei întunecate. Aceasta însumează 27% din tot ce este univers. Lucrurile fizice pe care putem vedea și studia reprezintă doar 5% din ce e univers. Restul este energie întunecată, o altă entitate misterioasă pe care oamenii de știință încă nu au reușit să o studieze. Conform oamenilor de știință, tot ceea ce plutește în univers este într-o mare de materie întunecată pe care nu putem să o vedem. Putem să știm că este acolo pentru că vedem că are gravitație. Iar oamenii de știință de la Institutul Național de Standarde și Tehnologie au venit cu o propunere nouă de descoperirea acestei materii întunecate. Iar experimentul nu ar putea să fie mai simplu. Se ia un pendul de 1 mm, se reproduce de 1 miliard de ori și se utilizează pe post de senzor de materie întunecată. Acesta este unul dintre experimentele propuse pentru a se căuta materia întunecată mai mică decât un bob de sare. Particulele fiind atât de mici și al universului atât de mare sunt greu de depistat, astfel acești microsenzori ar putea să interacționeze cu ele și să ne putem da seama dacă sunt și unde sunt. Deepfake-urile. Tehnologia inteligenței artificiale poate să fie utilizată în ziua de astăzi în moduri miraculoase, minunate, uimitoare. Se pot lua 1 milion de poze ale unei personalități și se pot face clipulețe amuzante prin care sunt puse să spună replicile unei alte personalități. E interesant, puteți să căutați direct deepfake pe YouTube, o să găsiți câteva clipulețe foarte tare. Din nefericire, aceeași tehnologie, pentru că noi am oferit internetului toate pozele cu privire la noi, este folosită și pentru a se șantaja femei și există două variante prin care ori se iau mai multe din poze dintre acestea și sunt puse în ipostaze compromițătoare, ori tehnologia inteligenței artificiale poate să înlăture îmbrăcămintea de pe corpurile subiectelor. În iulie s-a descoperit că un asemenea robot a făcut 104.000 de victime, unul singur care a fost descoperit. Din fericire, persoanele care devin victime nu știu în mare parte aceste lucruri. Există site-uri care oferă imagini utilizatorilor chiar pe bază de abonament. Site-uri de genul au până la 50.000 de abonați. Imaginele sunt văzute în calup undeva de o medie de 3.000 de utilizatori diferiți care primesc zilnic imagini noi. Ce este mai îngrijorător cu privire la aceste site-uri este faptul că poți să oferi privat imagini, iar site-ul îți va oferi variantele cerute de tine în privat. Din nefericire, unele cazuri sunt și sub vârsta legală. Site-urile sunt în mare parte în rusă, dar există din ce în ce mai multe traduse în engleză. Recomandarea mea în lumea aceasta nebună este: nu vă mai faceți poze și nu le mai puneți pe internet, pentru că se pare că bunul simț a eșuat. TikTok, platforma care încă dă din picioare, este din ce în ce mai des folosit pentru a se face live-uri de citit cărți de tarot. Există din ce în ce mai mulți utilizatori, printre care Eric Trevino spune că a început să citească în cărți de tarot odată ce și-a pierdut locul de muncă din cauza pandemiei. A stat acasă, îi plăcea să facă oricum acest lucru și a început să facă sesiuni de citit în cărți. Aceasta este o altă modalitate prin care oamenii pot să facă bani, face clipuri interesante de câte un minut în care le pune audienței sau face sesiuni în care este și plătit. Asta a fost pentru săptămâna trecută. Spuneți-mi în secțiunea de comentarii cum vi se pare asemenea serie în care la sfârșitul săptămânii pun în revistă tot ce s-a întâmplat notabil din lumea tehnologiei și nu numai. Mai era ceva de spus, am uitat ceva. iOS 14 a ieșit, au ieșit noile iPhone cu tehnologie HDR în filmare. Pentru prima oară când se folosește Dolby Vision de un telefon, imaginele pe care oamenii le scot în ziua de astăzi pot să fie căutate pe YouTube. Vă recomand canalul lui René Ricci, are un interviu recent cu un tip care a mers cu elicopterul să filmeze ceva atât extrem de foarte frumos cu telefonul. Previziunile mele vis-a-vis de seria nouă de iPhone, care sunt 4 anul acesta, nu este foarte bună. O să fie greu
te decizi pe ce îți dai cei foarte mulți bani. Eu cred că, văzând faptul că au scăzut acțiunile de la $120 înainte de lansare la 115, previzia cel mai mulți oameni nu e bună. Eu personal nu știu dacă o să fac upgrade și cred că cel mai popular iPhone o să fie cel mai ieftin, iPhone 12 mini, pentru că pe iPhone 12 l-au făcut prea mare. De exemplu, soției nu o să iau 12 normal, efectiv e prea 6.1 inch și 10-le de până acum era prea mare pentru mâna multor fete, astfel 12-le fiind la fel de mare ca 11-le simplu de anul trecut, care mi se părea mie prea mare, cred că nu o să fie extrem de popular. 12 Max-ul, care în mod faimos a fost cel mai puțin din ce oferea iPhone-ul, iarăși o să fie puțin popular, pentru că camerele acelea sunt mai bune, dar nu atât de mult mai bune încât să merite să dai atât de mulți bani în plus. Diferența între 12 și 12 Max o să fie făcută, restul din mijloc e exact ca la cartofii prăjiți. Ori îți iei porția mică, ori îți iei porția mare, ce în mijloc e păcăleală să te convingă să cumperi ce e mai scump. Așa cred eu că a gândit Apple în spate, a pus 12-le normal și Pro-ul cam o meală la mijloc. Foarte mulți o să-l cumpere pe cel mai mic și restul o să-l cumpere direct pe cel mai mare. Probabil că o să fac mulți bani în felul acesta. O să vedem anul viitor care au fost cele mai vândute telefon, dar ca să fie spus, am spus eu, aceasta a fost ultima știre după outro. Eu cred că 12 simplu și 12 Max-ul o să fie cele mai vândute, cel din mijloc, momeală. Nu vă mai simt, vă mulțumesc tare mult că ați fost atenți și alături de mine în acest episod. Eu sunt Alex Cosma și în data viitoare, atenție, cad mere.